Dosar penal după dezvăluirile deputatei Andreea Cosma, testele cu poligraful comandate de DNA ar fi fost falsificate. Eful poliției române Cătălin Ionica a spus sâmbătă despre verificările făcute la Inspectoratul de Poliție Județean Buzău în legătură cu testele cu poligraful, ce între timp a fost constituit un dosar penal, sublinierea ce tot materialul va fi trimis parchetului general. La sfârșitul linierăitul lunii trecute, a început verificări la Ipș Buzău, după ce deputatul PSD Andreea Cosma sublinierei fratele acesteia au reclamat că testele cu poligraful făcute acolo ar fi fost falsificate, notează newsro. Între timp, s-a constituit dosar penal. Imediat ce am aflat, am dispus controlul la Inspectoratul de Poliție Județean, cu prezența IPR. Tot materialul va fi trimis parchetului general, a declarat Cătălin Ionica. Eful poliției române se află la Mamaia, alături de ministrul afacerilor interne Carmen Dan, unde au mers să inspecteze stadiul pregătirilor pentru minivacanca de 1 mai. Poliția română anunca la sfârșitul linierăitul lunii trecute ce s-a constituit o echipă de control pentru a face verificări la Ipș Buzău, după ce deputatul PSD Andreea Cosma sublinierei fratele acesteia au reclamat că testele cu poligraful făcute acolo ar fi fost falsificate. Inspectorul sublinierei al Ipș Buzău Virgil Pantaz spunea atunci, referindu-se la afirmațiile făcute de deputatul PSD Andreea Cosma sublinierei de fratele acesteia conform cerora martorii fals sublinierei erau trimis sublinierei de la DNA Ploie sublinierei pentru a fi testați cu poligraful la Buzău, ce există practica de a se face astfel de teste în alt județ sublinierei ce nu au existat contestații vizând activitatea psihologului care operează poligraful de la Buzău. Ministrul afacerilor interne Carmen Dan spune a sublinierei a ce vor fi făcute verificări la Inspectoratul de Poliție Județean Buzău. Conducerea poliției române a dispus constituirea unei echipe de control, pentru verificarea aspectelor în cauză, semnalată la nivelul Ipș Buzău. Activitatea de verificare se efectuează sub coordonarea special sublinierătilor Direcției Control Intern sublinierea Institutului Național de Criminalistic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, anunță UNIPR. Potrivit instituției, la Ipș Buzău, în perioada 2014-2017 au fost făcute 91 de testuri cu aparatul poligraf, niciun rezultat nefiind contestat.